Polițiștii de frontieră de la Orșova au oprit pentru control la intrarea în localitatea Eșelnița un autoturism despre al cărui conducător auto aveau date că se ocupă cu activități de comercializare a peștelui fără a poseda autorizațiile legale. Suspiciunile oamenilor legii s-au adeverit. Vorbim despre o cantitate de peste 50 de kilograme de pește din specia caras și crac, descoperită de polițiștii de frontieră mehedințeni în autoturismul unui cetățean din municipiul Craiova. Acesta transporta peștele în condiții improprii și fără a poseda autorizațiile necesare. Totodată, în autoturism, a fost găsită și o plasă de pescuit, el nefiind autorizat pentru a desfășura activități de pescuit comercial. În cauză se efectuează cercetări pentru a se vedea dacă sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de deținere, transport și comercializare a peștelui și deținerea unor seci și năvoade fără autorizație permisă de lege. Cantitatea de 50 de kilograme de pește a fost confiscată și predată unei societăți comerciale autorizate. Dacă va fi găsit vinovat, doljanul riscă o sancțiune penală cu amendă cuprinsă între 150 și 10.000 de lei.